Tot aici cu CFR, după mare explozie, vine Mace la CFR, orice alt transfer ce-aș face în momentul actual, e așa, ok, bine, a venit și asta. Oh, frumos transfer, dar băi, l-am luat pe Messi și totodată am stat și m-am gândit, cum am mai zis eu atunci, oare Ronaldo, vedeți că nici nu știu dacă m-am uitat la Ronaldo, oare el, lui nu expiră contractul? Nu, one of the world's best, nu expiră contractul, dar totuși 35 de ani, fantastic și acest jucător, ar fi prea mult să-l aduce și pe Ronaldo la CFR, dar oricum, de la vară, mă rog, vreau să zic de la anul, ceea ce nu greșeam că practic la anul, dar va veni Messi la CFR Cluj, merităm o grămadă de like-uri și la acest episod, zic și eu așa. Deci, hai să vedem, oare ce transfer voi mai face acum? Ar trebui să iau și un transfer în sens... Vai, îmi cer scuze, chiar am strănutat mai devreme, trebuie să opresc videoul. Da, și sănătate, vă mulțumesc celor care mi-a spus. Da, deci, l-am adus pe Messi, simplu, acum orice transfer fac eu e așa... Să fie acolo, știi cum zic? Dar totuși, hai să vedem la ce jucători mai expiră contractele, mai este Aguero. N-ar fi rău un duo, așa un atac Aguero-Messi, știi cum zic cei doi argentinieni. N-ar fi rău. Duvon, mai este unul și este sigur și Leroy Sané, n-am uitat de el. Maxim, ce? Oh, Maxim deja a semnat cu oarecare echipă în precontract. Bravo, băi, Maxim deja ți-a și găsit echipă. Ia să vedem ce jucător, hai să ne grăbim puțin, băgăm așa un picuț de viteză, Răduț, n-avem nevoie de el. Asta cred că ar fi ieftin, dar nu știu ce să zic pe moment, mai vedem pe final. Hai să vedem, Bentaleb, mijlocaș, decent. Oh, Sissoko, stai un pic. Sissoko, dar veni la noi la 32 de ani. Oare, în Ultimate Team e o bestie băiatul ăsta, e o bestie în Ultimate Team, dar acum nu știu, oare s-ar merita, aici involează, știi, față de Ultimate Team, dar oricum este un jucător la care trebuie să-l iau în considerare, având în vedere că e chiar bun. Vorbind de jucători buni, numai că am un joc cu CDM, Benjamin Mendy, că nu-i Fernand Mendy, încă îi încurc câteodată, da. Benjamin Mendy, n-ar fi rău, ca și un LB acolo. Ce altceva? Ismaili, asta mi se pare... de-abia are sliding tackle. Hei, eu cred că e mai bun asta. Fail. Nu știu ce credeam că e mai bun. Ok. CB, ne-ar trebui câțiva așa mai pur sânge. Aștept de-abia ce s-au lătrat anumite echipe, păcat. Tamashkadar, release clause pentru ăsta. Eu rețin că erau mai mulți, mă. Se poate s-au mai transferat sau semna noi contracte, dracu știi. Ce, Varela, se retrage. Ce păcat, se retrage Varela la final de contract, Bastoni. A fost împrumutat, ea este tipul ăsta, destul de ieftin, ca rezervă poate, nu știu. David Luiz, da, 33, dar vine la 34 de ani, deja are 53 accelerație, e gata de el, dar ăsta, Jorge, 42 accelerație, Dumnezeule, ar fi Chiellini, ar fi un transfer foarte bun, dar din nou ar veni la noi la 37 de ani, gândește-te asta, 37 de ani, e un pic prea târziu pentru el. Toby, da, ar fi o alegere foarte bună, acest Toby, Underweilerlern, așa, ar fi și ăsta, 50-50. Dar bun, hai să luăm atunci pe Toby, eu zic să intrăm în negocieri cu Toby, că ar fi un jucător incredibil de important echipei, în apărare, desigur. Crucial, da, într-adevăr, crucial, mă gândeam și eu să-ți dau, logic, nu? Counter 2 ani, înțeleg, acești jucători mari nu vor să vină pe mult timp la noi la CFR, ceea ce mi se pare și de așteptat într-un fel. Vom da remove bonus, dăm submit offer... Vei vrea mai mult ca wage, ceea ce, iarăși zic, mă așteptam. Ok,
100. Nu-ți dau 100 rotund, ce zici? 110. Având în vedere că tu la Tottenham ai 155, vrei să leși la 110, știi ce? Sunt de acord. Bine ai venit, Toby, nu-ți pot pronunța numele și niciodată n-am reușit să fac în 3 ani de zile, așa că n-am să fac nicicum. Toby, bine ai venit la noi la echipă. Bravo, bro! Vei veni și tu împreună cu Messi. Dar chiar, îți dai seama cum ar fi în realitate chestia asta? Știi cea de genul? Bă, eu nu știu, știi, eu ca Toby, știi? Bă, nu știu... Toby zice, bă, nu știu, n-aș prea veni la voi, nu prea am auzit de voi, într-adevăr v-am văzut în Champions League, n-ați fost răi, dar parcă n-aș veni la echipa voastră, nu vreau să vă jignez, dar nu doresc să vin la voi. Eu de acolo așa de pe scaun. Băi, idiotule, l-avem pe Messi, uite aici, să-i dai contractul pe masă, Messi a semnat asta. Eu te-am și selfie pe telefon, Messi. Stă el. Messi zici? Direct ia pixul. Semnează contractul. Da, băi, cine n-ar vrea să fie în echipă cu Messi? Indiferent echipă. Simplu, zici? Bă, vine Messi. Gata, boss. Pac. Toți au venit. Bun. Se pare că... Băi, eu știam că am avut mai mulți aici ca și free agent. Dar cred că mulți au fost împrumutați, au semnat alte contracte, nu știu ce s-a întâmplat. Dar eu chiar rețin că am avut mai mulți decât se vede în momentul actual. Da, nu-i stres, hai să negociem și cu Sissoko, și dacă vine un pic mai bătrânel, poate mai scade pace-ul, tot este o bestie băiatul ăsta. Așa că normal, dăm accept Sissoko, 2 ani, în sfârșit unul care direct îmi zice 2 ani, asta înseamnă că poți să ceri 3, tot timpul poți să ceri un an mai mult decât îți zice tipul ăsta. Bun. Așa, dar norocul meu maxim, aș putea să vă zic, în toată nebunia asta, este că vin, de obicei, au venit agenții să-mi zică, ia uite, de exemplu la Sissoko, eu dacă nu-mi zicea ce salariu vrea, eu de unde să știu că se oferă, eu cred că oferea mai mult decât îmi cere el în momentul actual, el îmi cere vreo 500.000 de euro la semnătură și 61 salariu. Eu cred că i-aș fi oferit 80 sau 90.000 salariu și cred că la semnătură îi dădeam 1.000.000 numai să vină și să știi să nu pierd ocazia, să zic așa. Deci, practic, chiar mă bucur, în sfârșit, zic agenții, bă, eu noi atâta vrem. Simplu, nu? Da, bă, asta suntem noi vrem atât pe jucătorul nostru, ce zici? Accepti? Și zic, accept. Că se vă dădea mai mult. Union Berlin vine pentru Bazunu, a.k.a. Bazatu, dar noi vom zice nu, lasă-l acolo că evoluează foarte bine, chiar că acum s-a și accidentat rusul, din păcate, dar vedeți ce bine am calculat totul. S-a accidentat rusul, țac, pac, nu e niciun stres, l-am pus pe Bazunu acolo și el ne apără. Dar, într-adevăr, acum că mă uit din nou peste echipă, e jale, fraților, e jale. Trebuie neapărat să ne luăm câțiva jucători, în sens acum să ne luăm jucători, nu la vară. Și atunci o să mai vedem ce bănuți ne mai rămân. Da, de luăm și pe Leroy Sané. Pe Leroy Sané lăs acolo așa ca și pe ultimă redută, pe ultim om, care să vedem dacă le iau sau nu. Dar de ce am avea nevoie? Mi-ar trebui un sât, că nu am niciun sât de rezervă, decât se vine vede. Un cam LM, mă rog, pe momentul că îl mai avem pe Pozo, poate că îl vând, poate nu. Itu o să fie o rezervă bună din mijlocaș. Camara o să rămână, Boboc rămâne, Burcă s-ar putea să plece la Al-Hilal, deci da, o să fie numai Pașcanu ca și CB. Ne-ar trebui și RV, LV, ST, LV, deci atac. Ne-ar trebui ce atac. Hai să vedem ceva ieftin și bun, clasic românesc. Ce avem noi aici, ieftin și bun, pe atac, desigur. Ia să vedem, de fapt nu, stai că facem așa, luăm mouse-ul ca să nu vă mai plictisesc, așa, bro. Una, două, am și ajuns la destinație, deci, așa, ce-ar fi șmecher ieftin și bun, bărbuț, pitiu, numai că până le vrez adormi. Ia uite, Băluță s-a transferat la Bordeaux. Bravo, Băluță, în sfârșit e apreciat. Bravo, chiar merită transferul ăsta și în realitate. Poate nu chiar la Bordeaux, dar la Nantes. Ei,
ar fi bun. Aici, râul e ăsta la accelerație. Pululu! Bă, luăm pe Pululu! Ce nume funny poate să aibă tipul ăsta? Abubakar ar fi foarte ieftin, pe de altă parte. Dar Magnat trebuie să-l iei liber de contract. Boateng ăla e scump, scump. Trebuie așa ceva, da, așa cam 2 milioane, da, într-adevăr. Cam acolo 2 milioane, un picuț. Fuuu, și-ar fi și Aguero, frate. Aguero acolo lângă Messi. Wow, cum ar fi asta? Aguero lângă Messi, frate. Aguero lângă Messi. M-am blocat, uite, nu mă dădeam cu clicul ăsta să meargă în jos, dar mă gândeam la transferul ăsta, cât de epic ar fi. N-ar fi rău, dar acum tot ce fac este să vă irosesc timpul și îmi cer scuze. Trebuie să cumpăr ceva, mă, dar ce dracu, le iau pe Pululu, frate, le iau pe Pululu. E și tânăr, 21 de ani, îl cheamă Pululu, adică cum să nu-l cumperi? Și totodată el valorează 1.500.000, 1.500.000 și putem să plătim direct release clause-ul de 1.450.000 și așa am scăpat de un stres. Hai să vedem, Pululu la un pas de CFR Cluj. Am putea spune că ne batem pula de acest transfer. Dacă va da Pululu hat-trick, ne-am bătut pula de adversar. Hai bă, atâtea glume cringe, rele pot face cu omul ăsta, cu denumirea lui. Îmi aduce aminte de Grozav, când l-am luat pe Grozav la CFR, Doamne. Deci, cât să-ți dau oare la semnătură, frătiuc? 300.000, nu, hai să-ți dăm 200. 215, nu-i cam mult. Ba, 100, așa. Dați în fair offer, vedeți? Am zis eu că e un pic mult 200. Am zis 100. Gata, Pululu a semnat. Ai, ce jucător? Ce jucător am adus noi aici? Bă, voi nu vă dați seama ce jucător? Ce jucătore am adus noi la CFR Cluj? Chiar ieftin. Ok, super. Pululu a venit la CFR Cluj. Ce ne-ar mai trebui nou aici? Așa? Tânăr, așa, brazilian, LM, KM, 64 overall, un picuț de viteză, un pic de dribbling. Și e gratis și valorează 750.000 de euro, ceea ce practic l-aș putea vinde cu 1.000.000. Hei, prospect. Da, ok, super, next, ok, știu 5 ani, așa, super, skip, disregard, hei, super, și mi-au zis ei cât vor. Corect, super. Ok, batem palma. Luăm și pe brazilianul ăsta liber de contract, care mi s-a părut destul de ok, decent chiar, pentru rezervă și respectiv ca viitor, în gândirea mea, viitor posibil modalitate de a mai face un bănuț. Ok, ia să vedem gardă. Păcat că are 35 accelerații, că l-aș aduce la echipă, dar cu acel 35 accelerații, frătiu, ce Doamne vrei să faci? 64, a? Aca, e și ieftin? N-ar fi rău. Altceva ce am mai avea noi așa, dar tot așa ceva ieftin mi-ar trebui. Ieftin și bun, practic este specialitatea mea, trebuie ieftin și bun. N-ar fi rău nici ăsta, 20 de ani, Sesenio, dar e Steven Sesenio, nu acel Sesenio pe care îl știm noi cu toții, care evoluează foarte bine, dar ar trebui și chiar și fratele lui să evolueze bine. L-am putea lua și pe Ivo Pinto, mai bine zis, să revină Ivo Pinto la noi aici frumos la club, n-ar fi rău. Ia uite, încă un jucător ăsta turc, numai 300.000 valorează, ale slăbuț. Bun, Râb îl avem pe Butean. Stai, și eu ce prost sunt, de ce nu fac așa? Deci, așa, RB îl avem pe Boboc și pe Butean, CB îl avem pe Pașcanu, mă rog, Burcă s-ar putea să plece. Așa, stai să-l punem pe Pululu aici, rezervă. 64, care e mai bun?
La viteză și toate ce, dar numai cu puțin telo ar fi mai bun Serpa, adică ăsta de sus, ok. Sunt cam la egalitate, băieții ăștia, cam la egalitate, lăsăm acolo, oricum tata e. Ok, burcă, ne va trebui și un CB. Nu, CB avem, RB avem, plus că Pașca nu poate să joace și LB și RB. Da, toate pozițiile, CM îl avem pe Itu, poate chiar și pe brazilienii ăștia doi o să îi jonglăm, Poza o să plece numai. Mi-ar trebui un LV, RV. Ok, știți ce zic? Eu zic să mai așteptăm puțin, să mai vindem, sper să mai vând ceva. După care să mă gândesc că... să ne gândim poate împreună. Oare să... Swansea. Te vrea Swansea, frate? Wow. Pe cât de mult aș vrea să-l păstrez la... pe Camora, la CFR Cluj, ca să se retragă la noi. Gândindu-mă... frate, să ajungi la Swansea, parcă i-aș rupe un vis la Locamora să nu lăsă să meargă la Swansea. E Swansea, adică e o echipă bună, chiar foarte bună. Numai că totuși eu vreau un bănuț pe Camora dacă e să plece, dacă nu, eu sunt happy să-l păstrez. Da, hai, fie. Ok. Cu durere de rău sau părere de rău, mă rog. Hai, fie, du-te. E Swans, adică dacă veneau echipe random, aș fi zis de-l încolo, știi? Dar aici, Na bun, deci, o să mă mai gândesc, o să mai, desigur, o să mai avansăm puțin și în timp, să vedem dacă mai vindem pe Poza. Totul depinde de Poza, dacă pleacă Poza. Poate ce aș vrea să mă întreb pe voi, voi ce ziceți, să luăm pe Sane sau pe Aguero? Sau să-i luăm pe amândoi? Oare avem bani de amândoi? Nu știu. Dar ar fi interesant, Burcă, s-a transferat Burcă la Al Hilal și totodată vine Başak Şekir. Interesant e că deja două echipe din Turcia l-au vrut pe băiatul ăsta, dar de data asta vin cu 10 milioane ăștia ofertă. Da, de data reușim 15 milioane și atunci mi-ar fi mult mai ușor să gândesc următorii mei pași în sens Aguero, în sens toate cele. Aguero, Messi, mi-ar place foarte mult așa, acel sună fain, știi, amândoi argentinieni, chimia dintre ei, toate cele, ar fi fain, ar fi fain acest transfer, să zic așa. 12, bă, ăștia au fost cam cei mai aproape de țintă. Hai să încercăm 13 jumate, să nu zică că sunt rău, mai lăsăm și noi de la noi. Nu? Hei! Prima oară când am zis, hai că mai lăs de la mine, lăs 13 și n-ați vrut. Bă, ce prostie. Dar mă rog, e de gândit. Oricum, bă, ne descurcăm. Poate Aguero n-ar fi rău, dar nici Sane. Nu știu, parcă aș vrea să iau pe amândoi, dar nu știu dacă o să ne ajungă banii. Totul depinde de Poza, dacă se transferă sau nu. Dar totodată o să mai trească să mă întăresc, zis așa în ghilimele, și cu alte transferuri, că nu prea ne descurcăm așa de bine cu banca de rezerve. Pleacă poate și Camora. O să trească să vedem. O să trească să vedem ce și cum și cum și cum. Ok, hai, ne oprim aici. Sper că v-a plăcut acest episod. Zic că a făcut transferul foarte mișto cu Sissoko. O să fie acolo lângă Bonaventura. O să fie Messi acolo sus în atac, știi cum zic? Fuf, nebunie! Plus Tobi care, hei, Tobi lângă Montero, frumos așa, știi cum zic? Și cred că pe Jesus am văzut că joacă, da, joacă și LB. Dacă fac o comparație de LB cu Rogerio, Rogerio, bă, dar bine evoluează băiatul. Ce stațuri! Într-adevăr, poate pe Jesus e mai mult pe apărare ca și CB, știi că na, așa, dar Roger e un pic mai bun ca LB, are un pic acolo de pase, de creator, de crossing, de un pic de finishing, dar mă rog. Ok, bun, aici se termină acest episod, eu zic că de-abia începe nebunea, explozia mare s-a întâmplat, a venit Messi de acolo, știi cum zic, e ca și cu o țeavă de aia mare, știi, care duce petrol la procesare și s-a spart acea țeavă, a venit Messi și după care, după Messi, au venit restul, vine Sissoko, vine Tobi, vine ăla, a venit și Pululu, așa s-a strecurat cumva și da, ia uite-l, Burcă Al Hilal, ce transfer interesant este ăsta, dar da, ok, bun, hai că deja
Mă ia din nou hype-ul. Ne auzim pe data viitoare, dragi prieteni, vă mulțumesc mult că v-ați uitat acest episod. Nu uitați să dați click pe acel buton de like. Ne auzim, numai bine. Pa, pa!